Dana ne-a pregătit astăzi o rețetă, dar o las pe ea să și-o prezinte, că știe să o facă foarte bine. Este vorba de crapul la proțap. Și de ce crap la proțap? Salut, prieteni! Bună ziua! Suntem la o nouă ediție Mixum. Astăzi suntem la un alt loc preferat de mine din Mila 23, Casa Alexandru și Alexandra. Este și principala noastră locație de cazare în programele Descoperă Delta Dunării. Și cum pe mine mă știți un mâncăcios și un figurant la mâncare, să știți că aleg doar locurile în care se mănâncă excepțional. Nu lucrăm niciodată cu jumătăți de măsură. Deci unde este mâncarea excepțională, acolo vă ducem și pe voi. O avem alături de noi pe Dana, gospodina casei și proprietara pensiunii. Toată lumea se întreabă dacă ea este Alexandra. Nu. Ei sunt părinții care muncesc pentru copii. Alexandru și Alexandra sunt copii. O să-i cunoaște și pe ei într-o altă ediție a Mixum. Până atunci, Dana ne-a pregătit astăzi o rețetă, dar o las pe ea să și-o prezinte, că știe să o facă foarte bine. Este vorba de crapul la proțap. Și de ce crap la proțap? Pentru că crapul este cu solzi și bunicii noștri îl pregăteau pe pat de stuf. De aceea crapul la proțap. Bun, spălăm crapul, care nu este curățat de solzi. După o rețetă veche și autentică a bunicilor noștri. Dana, important de știut la acest pește, felul în care este tăiat, da, este tăiat pe spate și burta rămâne întreagă, netăiată. Ăsta este un mascul că-i plin de lapți, da, care rămân și ei. Și ei rămân, dau o savoare deosebită proțapul. Și nu se dau jos solzii. Nu se dau jos solzii. Se adaugă ulei peste pește. Sare. În toate crăpăturile. Crestăturile. Și piper. Adăugăm puțin apă în tavă. Și la cuptor cu el. Și la cuptor cu el. Crapul nostru a stat destul în cuptor, zic eu. Haideți să ne uităm la el cum arată. Da, eu zic că-i de ajuns. Pregătim sosul. Roșii și ardei în suc de roșii, făcut în casă. Sare. Piper. Usturoi pisat. Niște usturoi. Bun. Încă 20 de minute
O să-l punem în cuptor. Vom vedea când va fi gata. Bun, să vedem ce face crapul nostru la proțap. Oh, cred că este gata. Bun. Arată incredibil de bine. Vă urăm poftă bună, vă așteptăm la Casa Alexandru și Alexandru cu Descoperă Delta Dunării. Mulțumim, Dana, și ne vedem într-una din emisiunile viitoare. Sigur. Cu siguranță o să mai descoperim multe alte rețete alături de Dana și veți vedea cât de diversă este bucătăria deltaică. Mulțumim.